Federația Rusă este lider mondial mai bine de 2 luni, după numărul de morți provocate zilnic de pandemie. Cu o rată de vaccinare în jur de doar 30%, Rusia a bătut în această perioadă, de la zi la zi, noi recorduri de mortalitate. В России вновь побит рекорд по числу смертей от COVID-19. За последние сутки в России умерли 1163 человека. Это стало новым максимумом с начала пандемии. Более 1000 человек в сутки умирают от ковида 11 дней подряд. Până și presa oficială rusă, care o perioadă îndelungată a minimalizat gravitatea pandemiei, a ajuns să trateze pe larg această problemă și să recunoască că această criză gravă este cauzată de vaccinarea slabă. И вот на этом фоне пугающую статистику приводят врачи. По данным главного внештатного специалиста Минздрава по акушерству, материнская смертность от коронавируса в текущем году по сравнению с прошлым выросла в 3 раза. И на что медики особо обращают внимание, это те женщины, которые не стали делать прививку. Iar după numărul deceselor raportate la populație, lider mondial în ultimele 2 săptămâni și jumătate este țara vecină, România. Zona de est a Europei este colorată în roșu, deoarece țările de acolo au un număr mare de decese raportat la fiecare milion de locuitori, înregistrate în ultimele 7 zile, în ultima săptămână, în medie, în România. Aceasta este de peste 16. Este cea mai mare valoare din Europa și, din păcate, în prezent, conform celui mai recent bilanț, este și cel mai mare număr raportat la nivel mondial. România era la începutul lunii octombrie și ea cu o rată de vaccinare a populației de sub 30%. Lucrurile s-au schimbat semnificativ în ultimile săptămâni. Speriați de situația tragică din țară, dar și impuși de restricții dure, românii au început să meargă mult mai activ la centrele de vaccinare. În piața Obor din capitală a fost din nou coadă la vaccinare. La început credeam ca oricare că virusul e ceva trecător, dar văzând situația reală din țara, am ales totuși să mă vaccinez. Mulți au mers să se vaccineze direct de la slujba de Sfântul Dumitru. Rata de infectare a muscului foarte mare, destul de mare, și am luat decizia împreună cu soția să venim și noi să ne vaccinăm. Autoritățile de la București au decis din 25 octombrie să interzică accesul persoanelor nevaccinate în majoritatea locurilor publice închise, inclusiv magazine. Aceste restricții au făcut ca peste 1,5 milioane de români să se vaccineze cu prima doză în ultimile 2 săptămâni, iar rata generală a vaccinării să crească cu aproape 10% în această perioadă. Republica Moldova se află și ea în aceeași situație dezastruoasă precum restul țărilor din regiune, cu o rată a vaccinării scăzută. Țara noastră a fost în ultimile săptămâni constant printre primele 5 țări din lume după numărul de decese cauzate de COVID-19 raportat la populație. Chiar și așa, autoritățile noastre încă ezită să urmeze exemplul unor state europene care au interzis accesul persoanelor nevaccinate în locurile publice sau chiar la locul de muncă, după cum a făcut Italia. Asta chiar dacă până și unii lideri ai partidului aflat la guvernare sunt de părere că ar trebui să existe o abordare mai dură la acest capitol. Cred că experiența României arată că da, ar fi cazul, părerea mea personală, nu că am fi vorbit noi toți împreună. În primul rând, ascultam un rezultat a restricțiilor introduse pentru profesori și într-un final am avut un rezultat foarte bun la procesul de vaccinare a profesorilor. Și eu cred că trebuie de introdus aceste restricții. În toată această discuție, cele mai relevante sunt statisticile. În ultima săptămână, țările occidentale, precum Italia, Spania, Portugalia, Danemarca, Finlanda sau Suedia, unde rata vaccinării este de cel puțin 80%, au înregistrat între 1 și 5 morți la 1 milion de locuitori din cauza COVID-19. În același interval, în Moldova au murit 87 de oameni la 1 milion de locuitori, în Ucraina 72, în Rusia 48, în Bulgaria 106, iar în România 130. Este așadar evident, în țările vaccinate, chiar și în lipsa deja totală a restricțiilor, cum e cazul statelor din nordul Europei, incidența deceselor este de 10 de ori mai mică decât cea de la noi. Ar fi cazul ca, în special, autoritățile să analizeze cu atenție aceste statistici,
să urmeze exemplele bune și să depună mai mult efort pentru a aduce rata vaccinării, adică a protecției cetățenilor, la un nivel mult mai ridicat. Iar cetățenii să se informeze mai mult din surse oficiale și credibile.